Asta este melodia noastră, pe plajă în Vama la 5. Între timp. Între timp. Un individ. Adică eu. Care are marele avantaj că este prietenul nostru. Salut, eu sunt Cristi, dacă nu mă știți, dacă nu mă cunoașteți acum. Vă povesteam în videoul trecut, un video foarte, foarte mișto, vă recomand să-l vedeți. Cum am fost noi în Vama Veche, cum am stat la Tanti Elena, o doamnă superbă, cum am stat la cort, cum am dat, din păcate, peste manele în Vama Veche. Printre altele, vă spuneam cum am organizat un eveniment numit pe plajă în Vama la 5. Exact după melodia celor de la Vița de Vie. A ieșit foarte mișto, uite, vă las câteva imagini aici. Asta e a doua ediție a evenimentului pe plajă în Vama 5. Am început anul trecut cu gașca asta de chitară la fel, ne-am strâns pe plajă spre dimineață, am cântat, am făcut baie la răsărit. Anul ăsta am zis să continuăm tradiția și au venit din nou foarte multe persoane, foarte mișto atmosfera. A doua zi ne-am întors frumos în București și Vița de Vie avea un concert în parcul Herăstrău, la Roabă de Cultură, e un eveniment. Nu vorbisem nimic cu Adi înainte, nici nu știa că mergem la concert, nu mai vorbisem de ceva timp cu el. Spre surpriza noastră, în timpul concertului s-a întâmplat treaba asta. Uite, hai să vă pun video. Un individ care are marele avantaj că este prietenul nostru. Deci, oficial, sunt prieten al formației Vița de Vie. Nu știu dacă ați observat. Prav de stele. A inițiat un eveniment. Doi indivizi. Doi indivizi, adică eu și Vali. Vali, din nou, el și el, noi în gașca asta de chitară, e parte din proiect. E baza în organizarea evenimentului ăsta. Bă, nasul să vă vadă lume. Care ghiciți cum se cheamă? Se cheamă pe plajă în Vama la 5. Și ce fac ei? Strâng oameni care vin cu chitările. Câți v-a strâns anul trecut? Vreo 300. Și a făcut și azi noapte, ne-a fost în jur de 400 în Vama Veche. Noi eram aici a doua zi după evenimentul, cu seara înainte cântasem pe plajă câteva ore bune cu sute de oameni. Da. Azi noapte 400? Da. Și ați venit direct din Vama? Da. Se vede. Cei ce fac au făcut un eveniment pe Facebook, se numește pe plajă în Vama la 5 și se strâng 400 de oameni care cântă la chitară în Vama. Mi se pare bestial. Felicitări. Și nouă ni s-a părut, adică și nouă ni s-a părut foarte bestial ce a făcut Adi Despot. Eu l-am cunoscut pe Adi Despot acum câțiva ani când făceam un internship la Universal Music. Un internship care n-avea treabă cu programarea. Asta e subiect pentru alt video, e poveste interesantă, dar rămâne pe altă dată. Salutare prietenul de la Universal dacă se uită. Ei, și ulterior după internship-ul acela am avut ocazia să pot să-l ajut, să pot să ajut Vița de Vie în pregătirea lansării albumului 6+. Voi poate nu știți, dar eu chiar apar pe albumul 6+. Sunt trecut la mulțumire acolo pe copertă, stați să vă arăt. Asta e albumul 6+, arată bombă. E super șmecher, atât muzical vorbind, cât și cum arată. Ei bine, și dacă ne uităm pe aici, pe la mulțumiri, pe undeva, aha, aici, vezi, Cristian Dascălu. Un mare mulțumim, da? Cristian Dascălu. Eu îl respect foarte mult pe Adi Despot, atât ca muzician, cât și ca om. Chiar mi-a dat motive să spun asta pe bune, adică, uite, i-am ajutat cu albumul ăsta și n-a fost cine știe ce ajutor, adică nu vă imaginați că nu mai ieșea albumul dacă nu dădea Cristi o mână de ajutor sau așa. Din contra, a fost un ajutor micuț și în toată învălmășeala aia care vine o dată cu pregătirea unui album și cu lansarea unui album, învălmășeală percepută de mine din exterior, îmi imaginez că din interior e și mai mare nebunie, în toată învălmășeala aia, el nu a uitat să mă treacă acolo pe album, deși eu nici nu mă așteptam, adică nu mi-a trecut prin minte că o să fiu menționat pe albumul Vița de Vie. Și a fost un gest foarte mișto din partea lui și chiar am apreciat. Asta spune multe despre omul Adi Despot. Și din nou, uite ce s-a întâmplat acum la concert. Când nu vorbisem cu el, nu știa că venim la concert. Știa că am organizat prima ediție pe plajă în Vama la 5. Nici nu știu dacă știa de a doua ediție. Cu toate astea ne-a văzut în mulțime, ne-a identificat și a felicitat evenimentul. Ceea ce, din nou, spune foarte multe despre persoana Adi Despot. Un exemplu de integritate pentru societate, până la urmă. Adi, dacă cumva te uiți la video ăsta, mulțumesc în primul rând pentru muzica pe care ai făcut-o. Pentru că nu trece o seară de chitară cu prietenii fără să cântăm măcar o melodie sau două de la Vița de Vie. Și pe lângă asta mulțumesc pentru omul cu care ești.
Ok, cam atât am avut de spus. Eu vă sugerez să vă abonați la canalul ăsta pentru că o să fie conținut foarte mișto în continuare aici. Eu o să plec în America într-o săptămână în New York City, merg la un internship la Google, o să urmeze video foarte, foarte șmechere. Probabil de asta e și raftul ăsta gol pentru că bagajele sunt în curs de pregătire. Până una alta, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați thumbs up, ascultați Vița de Vie, eu sunt Cristi, v-am pupat! Bate inima, bate de bună, bună ea. Ca un riu de chitară pe plajă, în mamă la tine.